Preoților, în momentele următoare și înainte să ne apropiem de încheiere și să facem o rugăciune împreună cu toții, să stăm la dispoziția tuturor celor care au nevoie de atingerea Domnului în vederea vindecării, boli fizice, stări spirituale, rezolvarea unor probleme cu care vă confruntați, am vrea să ne rugăm cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră. Dar înainte de aceasta, permiteți-mi să fac două lucruri. Mai întâi, să vă prezint un comunicat din partea conducerii Uniunii Bisericilor Române Pentecostale, observând anumite tendințe, observând anumite simptome în bisericile noastre, bineînțeles, sfințenia, apropierea de Dumnezeu implică transformarea caracterului, implică transformarea vieții, implică adoptarea unor calități și caracteristici în caracterul nostru, care înseamnă integritate, care înseamnă fapte bune, care înseamnă depărtarea de rău, depărtarea de gânduri, vorbe și fapte păcătoase. Însă există și o imagine a bisericii pe care trebuie să o conservăm, să o păstrăm potrivit poruncilor de adevăr, de modestie, de smerenie. Trăim într-o vreme în care pretindem că ascultăm de poruncile mari, însă și neglijarea poruncilor mici este o dovadă de neascultare. Și scopul nostru nu este să menținem o uniune care să însemne ceva, care să fie ceva, care să ne reprezinte sau cu care să ne mândrim, ci o uniune care trasează, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, un drum drept și curat pentru poporul Domnului. Conducerea Uniunii Bisericilor Române Pentecostale din Statele Unite și Canada își exprimă punctele de vedere cu privire la următoarele situații și tendințe pe care le observăm în ultima vreme în rândurile mișcării pentecostale române. 1. Dorim să promovăm și să cultivăm în bisericile noastre o atitudine pozitivă față de lucrarea Duhului Sfânt, roadă, daruri și rânduială. Și în ce privește stăruințele organizate în bisericile locale pentru botezul și umplerea cu Duhul Sfânt. Menținem că botezul cu Duhul Sfânt este un imperativ, că semnul inițial este vorbirea în alte limbi și nu aprobăm ordinarea în slujbă a celor care nu sunt botezați cu Duhul Sfânt. 2. Suntem îngrijorați de direcția multor comunități care se liberalizează în sensul vestimentației din ce în ce mai lumești, portul de bijuterii, închinarea surorilor cu capul descoperit și în special la unele servicii de căsătorie. Exagerările sunt din ce în ce mai mari și pierderea încărcăturii spirituale este evidentă. 3. Suntem împotriva diminuării luminii în timpul serviciilor și crearea unei atmosfere de concert, strident, cu mișcări de dans, joc de lumini și fum, după modelul celor seculare. 4. Considerăm organizarea de conferințe naționale pentru femei un afront și un act de agresivitate și interferență împotriva bisericilor noastre, pentru că potrivit scripturilor, femeii nu este îngăduit să predice,
să ocupe funcții executive în biserici. Aceste conferințe nu sunt inițiate prin consens de organizațiile noastre și contestăm modul lipsit de scrupule în care sunt contactate și recrutate surorile din bisericile noastre pentru a participa la aceste întruniri. Uniunea și bisericile noastre încurajează implicarea surorilor în tot felul de activități și slujiri și apreciază eforturile și sacrificiile lor în viața familiilor și bisericilor. Dar extrapolarea activităților surorilor în afara bisericii locale, prin organizarea de conferințe naționale, reprezintă o mare eroare căreia îi vedem rezultatele negative în alte spații denominaționale și confesionale, ajungându-se în unele până la ordinarea femeilor. 5. În contextul crizei generate de falimentul misiunii Holy Fire și pentru a crea un cadru corespunzător campaniilor de strângere de fonduri întreprinse în bisericile noastre, pentru că suntem promisiune, pentru că vrem să strângem fonduri pentru misiunile legitime, curate și corecte, pentru că vrem să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu în ceea ce privește misiunea și evangelizarea aici și până la marginile pământului. Conducerea Uniunii a aprobat înființarea unei comisii de evaluare etico-morală a misiunilor care ne vizitează. Proiect care va fi inițiat în curând de Departamentul de Misiune și Evangelizare al Uniunii. Toate misiunile care vor dori să-și prezinte proiectele în bisericile noastre vor contacta această comisie și vor primi un aviz de calificare, funcție de scorul de integritate pe care îl vor primi, dacă sunt sub autoritatea unei biserici locale sau sunt misiuni haiduc. Dacă dau socoteală de fonduri în fața cuiva sau sunt total independenți. Pentru că dorim din toată inima să creăm un spațiu generos, plin de dragoste și de implicare pentru acele misiuni care ne reprezintă, care sunt corecte, care sunt cinstite, să nu fie păgubite și să nu fie îndepărtate de bisericile noastre. Dar vrem să ne protejăm de oamenii care nu ne reprezintă și care nu-L reprezintă pe Dumnezeu și interesele împărăției. Și alături de acest comunicat, 1 Tesaloniceni 5:27, în Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților. Vă rugăm, stimați frați slujitori, prima ocazie pe care o veți avea, vă vom preda acest comunicat, fratele secretar, pastorul Pavel Pov va trimite prin e-mail tuturor păstorilor seniori acest comunicat și cerem și vă rugăm cu respect și cu dragoste să fie citit pentru frați. Acum, avem și noi o placă. Uniunea a primit multe lucruri astăzi și e foarte recunoscătoare. Și a venit vremea să oferim ceva. 35. An aniversar 1989-2024. Romanian Pentecostal Churches Union of USA and Canada. We hereby honor Emmanuel Romanian Pentecostal Church of Sacramento, California. As one of the founding churches of this union and celebrating its 40th anniversary,
We also honor and recognize Brother Alin Bob for his 20 years of service as senior pastor of Emmanuel Church and his many years of serving with excellence and integrity as a member of the union's board and the regional director of Northern California, with deepest appreciation. Frate Alin, să te binecuvânteze Dumnezeu.